Este deja o tradiție ca Liceul Tehnologic Metalurgic să participe la olimpiadele și concursurile școlare de electronică și automatizări. Elevii care au ales aceste specializări spun că sunt atrași atât de noțiunile teoretice de la clasă, cât și de practica pe care o desfășoară în atelierele școlare. Sâmbătă va avea loc etapa județeană a olimpiadei de electronică și automatizări la Slatina, în incinta Liceului Tehnologic Alexe Marin. Pregătirea este destul de grea. Presupune toată materia și materia este foarte mare, este vorba despre tot ce am făcut în acești ani, despre circuite basculante, numărătoare, porți logice, amplificatoare, tranzistoare, absolut tot. Sunt plăcuțe electrice pe care se pun tranzistoare, rezistențe sau mai multe lucruri pe care trebuie să le legăm în serie sau în paralel pentru a ajunge la o conexiune. Și prin aceste conexiuni putem să vedem dacă curentul circulă sau nu circulă prin ele. În general, toate orele sunt interesante pentru că facem circuite electrice, roboți și alte lucruri. Fără partea teoretică nu poți face nimic practic, deoarece totul se bazează pe ceva teoretic și nu poți pune nimic în aplicare dacă nu știi. Cât de important e ajutorul pe care ți-l oferă profesorul? Este foarte important, deoarece ne poate corecta la greșelile făcute, ne poate învăța ceva nou. Profesorii sparg de cele mai multe ori barierele de la orele de curs și leagă în acest fel prietenii cu tinerii. Acest lucru îi ajută pe elevi să îndrăznească, să fie curioși, să caute răspunsuri și soluții și să ajungă la performanță. De fiecare dată, în momentul în care vin, îi întreb ce vor să facă, ce lucrări vor să realizeze. Și apoi împreună hotărâm dacă putem face lucrarea, dacă avem componentele necesare, dacă nu le avem, mergem și cumpărăm. Este în mod special o relație de prietenie, sunt copii educați, copii cu bun simț, copii care vor să realizeze ceva în viață și atunci și din partea profesorului vin același lucru, aceeași deschidere și susținere pentru astfel de copii. Pentru Liceul Tehnologic Metalurgic, pregătirea elevilor pentru piața muncii este prioritară, iar orele de practică, dar și aceste competiții reprezintă pentru ei mediul perfect de dezvoltare personală și profesională.